Numeroase culturi agricole au fost deja grav afectate de valul de căldură extremă. Din cauza secetei, plantele s-au uscat și nici tratamentele nu le mai pot salva în acest moment. Ioana Ciobanu este în direct cu noi și vine chiar acum cu mai multe informații. Bună dimineața, Ioana! Te ascultăm! Bun găsit! Perioada caniculei este o perioadă foarte grea și pentru cultura de legume și pentru legumicultori, care și-au măsuri suplimentare. Asta pentru ca roșiile, castraveții, culturile în general să nu fie compromise, să nu fie afectate de razele nocive ale soarelui. Noi ne aflăm în localitatea Colibaș, lângă București. Aici unde sunt eu este un hectar plin cu solarii. În imagini puteți să vedeți un solar cu roșii. Ei bine, pe acest solar este stropit cu o substanță care este menită să protejeze cultura de razele nocive ale soarelui. Practic este ca un praf, ca un var, care este amestecat cu apă și mai apoi stropit pe solar. După cum vă spuneam, acesta are menirea de a proteja cultura. De asemenea, înăuntru solarului se află o pompă cu apă și trebuie să vă spun faptul că zilnic această pompă udă 3 ore fiecare solar. Sunt așadar măsuri suplimentare, măsuri de protecție pentru roșii, pentru castraveți care pot fi foarte ușor afectate. De asemenea, peste solarii mai există încă o variantă. Există varianta plasei protective împotriva soarelui, însă în imagini putem să vedem cealaltă măsură, cea cu soluția, care, sinceră să fiu, pe mine m-a uimit, iar imaginea este foarte frumoasă, cu roșia care este protejată de soare prin această soluție. Trebuie să vă spun de asemenea că aici unde ne aflăm noi, încă de dimineață au fost aproape 30 de grade. Este foarte cald, iar în cursul amiezei vremea poate ajunge chiar la 35-36 de grade.